Bună! Așa cum vă povesteam anterior, noi am ales scaunul pentru mașină, pentru Ivan. Este de la Maxi Cozy, Two-Way Pearl. Ivan este foarte încântat de această alegere pentru că este un scaun destul de drept. Înalt, se poate uita pe geam, poate explora imagini, peisaje, de fapt. Poate explora, de fapt, până la urmă, că ei asta fac de când se nasc, explorează. Îmi place și poziția de somn. Chiar a dormit 2 ore dintr-un drum de 5, ceea ce pe părinții îi bucură foarte mult pentru că se pot relaxa un pic și ei. Cum am făcut noi trecerea la acest scaun a fost în felul următor. El era un pic certat cu scoica, nu-i plăcea foarte mult, așa că ne-am gândit să ducem scaunul acasă, înainte de a-l monta în mașină. L-am lăsat printre jucăriile lui. Ivan este foarte atent. L-am lăsat printre jucăriile lui, s-a jucat și astfel, când l-am pus în mașină, s-a simțit în zona lui de confort. Îl asocia cu joaca, cu zona lui de acasă, unde se simțea bine, și automat a fost mult mai receptiv în asta în scaun, deși nu cred că asta l-a ajutat foarte mult, ci faptul că poate să vadă pe geam. Îi place foarte mult această poziție, este perfectă pentru el. Ce aș putea să vă mai spun este că da. Vrea și Ivan să spună că noi, de fapt, nu se recomandă folosirea unor scaune SH, pentru că, pe lângă faptul că pot fi destul de vechi, pot fi fost implicate în accidente, ceea ce nu sunt deloc sigure pentru copilul nostru. Așa că vă recomand să optați pentru scaune noi. Și bineînțeles să folosiți poziția rear facing cât se poate de mult până la 2 ani sau cât acceptă piticul. Sper să accepte cât mai mult și în cazul nostru Ivan. Cam atât avem să vă spunem astăzi. Vă pupăm și ne vedem în continuare pe site, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Bebe, te iubesc! Pa, pa! Zi și tu, mami! Pa! Hai și tu acolo!